bucuroși de oaspeți? Bucuroși! Doamna Maria, domnul Vlad, cu 20 de ani în urmă v-ați luat de mână și ați mers la oficiul stării civile pentru a spune un ferm da. V-ați dorit dragostea, v-ați jurat fidelitatea. 20 de ani, braț la braț, umăr la umăr, ați construit un rost în această viață zbuciumată. Nouă nu ne rămâne decât să vă felicităm, să vă dorim ani lungi de la Dumnezeu toți dați, doar cu sănătate, doar cu fericire, să vă bucurați de realizările și succesele copilașilor dumneavoastră, să vă bucurați de o viață frumoasă și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas ce îl veți face în continuare. Și v-aș spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate! Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. După cum știți, noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți, cine a solicitat felicitarea? Sunt numai doi, ori nașul, din cel de departe. Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare, dau fiicei dumneavoastră. Îți place dulcele? Da, dragă. Pentru dumneavoastră, doamna Maria, un buchet minunat. Pentru dumneavoastră, așa ca un bărbat. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Dragii noștri, Maria și Vlad, se spune că un vis pe care îl visezi singur este doar un vis. Un vis pe care îl visezi împreună cu cineva e realitate. Și atunci când visul se transformă în dragoste, toate celelalte nu mai contează. Nimic pe lume nu este mai trainic decât jurămintele de dragoste, respect și fidelitate. V-ați rugat împreună pentru multe lucruri. Ați trecut împreună prin nenumărate întâmplări și mereu Dumnezeu v-a ascultat gândurile și v-a trimis oameni și idei care v-au ajutat să mergeți mai departe. Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea acestuia ca și cum ar fi a ta. Ați împărțit tot ce-i mai scump, ați simțit împlinirea, fericirea și iubirea sinceră și necondiționată. Ați adus în această lume trei minunați copii care sunt o mândrie pentru voi. Prin voi, mulți ar putea învăța că există în lume o forță care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice obstacol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă. Această forță este dragostea. 20 de ani de căsătorie este o dată specială. Azi jucați nunta de porțelan. Cu această ocazie vă dorim să rămâneți mereu la fel de tineri și de neîncercați în fața greutăților, așa cum vă vedem astăzi. În cea mai frumoasă zi din viața voastră, suntem alături de voi cu inima și cu gândul și vă urăm multă fericire, să fiți mereu sănătoși, energici și plini de bucurie. Vă dorim multă dragoste și viață împlinită, ispite nenumărate ca să vă mențină puternici, prieteni adevărați ca să vă aducă echilibru și liniște, hotărârea așa încât ziua următoare să fie mai frumoasă ca cea de ieri. Ne cerem iertare că în această zi specială nu putem împărtăși aceste clipe împreună, dar să știți că suntem alături de voi cu gândurile și inimile. Fiți fericiți! Cu urări de bine vin nașii de cununie Radu și Viorica, împreună cu copiii Rada și David. Felicitări dumneavoastră! Și știți că prin intermediul nostru poate sunt și ei, aici, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Trimite-mi, cum să nu trimite? Mi este dor de dânșenă și de departe, vrem și mai aproape, mai des, rar ne întâlnim. Sincer, îi stimăm, îi iubim foarte mult și ne este dor de dânșenă. Și Ghinis și lângă noi azi. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste, o nuntă ca în povești. Și iată că nănășica voastră este acum aici lângă noi. Haideți să o vedem. Salut, dragi mă! Privet, privet! Băi, felicităm cu și o sărbătoare. Am iubit mult. Eu zi
important că 20 de ani. Sunteți o familie frumoasă, mii copii, foarte frumoși, minunați și educați. Da, și suntem bucuroși pentru voi. Felicitări! Mulțumim frumos, Nașca! Și cu mulți, mulți, mulți ani împreună! Mulțumim foarte frumos! Mulțumesc frumos de surpriză și vă așteptăm acasă! Vă cuprindem cu drag! Și noi vă iubim foarte mult! Și ne este dor, știți că la noi tot timpul sunteți așteptați!